Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Weekendul Horror cu Rafael, cu cine altcineva. Astăzi o să aruncăm privire peste Nighttime Visitor, un joc destul de vechi, făcut de un singur developer, mai mult ca un proiect sau ceva de genul acesta, am înțeles, dar ci că ești la birou și ai rămas doar tu sau ceva de genul acesta și vine cineva după tine la birou și dorește să te omoare. Acum, hai să vedem cum ne va omorâ sau dacă ne va omorâ, cine ne va omorâ și ce se întâmplă. Tap to get the phone out, put the phone away. Mamă, ce telefon am, ești nebun. Cue to answer hey, phone man, call. This is Alex. Heard you're working late tonight. I was just calling to say that I'm coming to get you. Oh, okay. You move slower with your phone out. Deci dacă n-ați înțeles ce a spus, a zis salut, sunt Alex, am auzit că lucrezi până târziu și eu o să vin să te prind. Și a început să râdă, cu râsul ăla lui, e nebun. Dacă mă știți pe mine și dacă știți de ce mi-e frică cel mai mult de jocurile acelea care au atmosferă așa de nu știi la ce să te aștepți. Ok, nu e nimeni acasă? La birou? Oh, shit, jocuri horror? Macy! Macy! Poate este care... Oh, i-am închis. Trebuie să apăs Q. Ferguson! Ferguson, ieși bă afară! Ce naiba? Se auzea cum își șoptea la ușă. What the fuck are you doing there? Sau ceva de genul. Nu știu dacă se aude și pentru voie, să dau sunetul puțin mai tare. Se aud niște voci din interior. Oh, fuck me. Se aude un televizor. Shit, you gotta be... Ah, ok. Ok, mi-am închis. Cine n-ai băie și ce vrei de la mine? Davis! Mi se ridică pielea de pe șira spinării. Nu pielea, părul. De fapt nu părul, se face pielea de găină, băieți. Ce n-ai băie jocul ăsta și de ce? Bă, mai joc și la 4 dimineața! Fuck! E o idee bună să te joci jocul la 4 dimineața? Adică acum mi-a rămas timp liber și am filmat ceva și am zis să mai filmez și ceva horror pentru voi și... A, mi se pare că poți să-l suni, așa e. What? S-a întâmplat? A venit un pitic la mine cu un telefon la ureche? Unde sunt? Mă lasă cu gura căscată jocul ăsta, nu știu. Ok. Explică și mie cineva unde naiba sunt. Sunt într-o lume a copiilor, da? Zici că e desenată de un copilaj ăla. Pe hârtie. Ce e aici? Nimic. Nu este nimic aici. Da. Se aude ceva? Mi-a strănut. Left click, take phone. Și acum eu sun. Stai, ce? Am devenit eu ucigașul? Cred că avea un telefon desenat... Oh. Hey man, this is Alex. Heard you're working late tonight. I was just calling to say that I'm coming
getcha! Gotta getcha! Fucking Alex. Oh my god. You move slower with your phone out. Da, ne încetinește. Ok, deci... Stai să-mi dau seama. Noi încercăm să scăpăm de aici pentru că văd că e exit. Și vrem să nu ne prindă Alex, care Alex e piticul ăla? Mi-au ce aminte de Chucky. N-am văzut filmul cu Chucky, dar... am făcut modul pe GTA 5. Chucky, copilul ăla de omoraie la oameni. I don't know. I do not know, my brothers. Nu știu ce să zic. Adică... Fuck you, Alex. Nemernicule. Când îl sunăm... N-am semnal. De ce? Cred că... Nu știu unde mă duc, apropo. Cred că dacă îi sună telefon... Oh, așa... Dacă auzim sunetul ca și cum... Nu știu dacă înțelegeți. Ok, o să închidem. Când îl sun eu, îi aud eu telefonul lui cum îi sună dacă e în apropierea mea. Și nu-l aud la momentul de față, ceea ce e bine. Mi se face pielea de găină, sincer să fiu cu voi. Dar mă rog. I guess. Nu știu unde naiba e semnul ăla de exit. Da, l-am văzut pe Alex amândoi, și eu și tu. Și toată lumea care se uită la videoclipul acesta. Fuck, Alex, nu m-a mai sunat, te rog, eu pot să pleci la tine acasă? You fucking... You sick fuck. Asta vreau să-i spun lui Alex, ești un sick fuck. O să mă omoare cel mai probabil. Habar n-am unde sunt și am pierdut semnul ăla de exit. God damn it. Alex, ești un nenorocit și nici măcar nu pot să alerg. Vreau să fac dreapta? No, sunt pierdut aici. Oh, l-aud că e în stânga. Oh, uite, aici era semnul. Ne zice să facem stânga. Shut the fuck up, bro. Nu mai suna, nemernicule. Vrei să mă omori cu telefonul al tău. Oh, goodness gracious. Pe toți chiloții, cum se spunea într-un desen la care mă uitam eu. Cred că glumești. Unde e exitul? Exit la stânga. Nu mă mai suna. Nu-i auzi din telefonul cum sună, deci nu e lângă noi. Ce naiba? Bă, jocul ăsta e... Nu poți să fugi, efectiv. Trebuie să știe ruta de ieșire. Trebuie să știi exact pe unde să te duci ca să scapi de el. Prin zona aceasta e ieșirea, pentru că am observat că aici tinde să te aducă, dar nu știu dacă fac stânga sau dreapta. Adică zona aceasta n-am explorat-o. E destul de mare harta. E exact ca un labirint. Ușa aceasta te scoate din primul labirint și te bagă în următorul. Și aici e partea grea pe care nu înțeleg. Come on! Ce naiba! Ultima mea încercare, băieți, dacă iar este să stai aici, mă las. Nu. Nu mai. Habar n-am, adică...
Deja mă chinui de ceva vreme și nu reușesc să trec. Deci, ce e și plictisitor pentru că efectiv mă plimb pe aici, nu pot să alerg, nu pot să fac nimic. Habar n-am. Piticul acesta chiar a reușit să mă enerveze, mă omoară de fiecare dată. Piticul nebun. Închidem. Cred că el când mă sună e prin apropiere sau ceva sau mă verifică, nu știu. Adică e un vibe foarte horror jocul. Jocul îți dă un vibe foarte horror, asta trebuie să apreciezi. Nu multe jocuri reușesc să-ți dea un vibe de genul acesta, mai ales cu un caracter rău de tipul acestuia, cu un copil desenat și totuși reușește să mă sperie. Adică, oricum, asta e ultima încercare, pentru că deja se face prea târziu. E 4 și ceva. Și se face 5 și Rafael trebuie să mai și randeze ca să pregătească episoadele pentru mâine. Deci, pentru că încerc să pun episoadele mai devreme. În weekenduri am văzut că vă treziți de dimineață voi. La mine e invers, eu în weekenduri mă trezesc târziu. Pentru că eu apropo nu știu unde mă duc. Pentru că dacă în timpul săptămânii mă duc la școală și mă trezesc de vreme, măcar exit. A, bă, exiturile astea te încurcă rău de tot. Am ajuns bine? Spune-mi, Doamne, te rog că am ajuns bine. I congratulate you for escaping that place. Thank you for playing this silly thing. Happy Halloween. Gata! Holy shit, ce joc stresant! De nu m-am plimbat pe acolo, de am înnebunit, băieți, vă zic sincer. O să fiu foarte sincer cu voi. Cred că este a șasea sau a opta oară când încerc să termin jocul. Și desigur că nu am reușit din prima, nu mai contează. A fost un joc distractiv și mi-a plăcut foarte tare, v-am spus adineori, că îți dă acel vibe horror, reușește să te sperie, practic, având în vedere că este caracterul acela foarte micuț, alb, așa și parcă e și puțin vesel, nu știu, pe bune, dacă nu m-a speriat, vreau să-mi spuneți în comentarii dacă v-a speriat și pe voi și vreau să îmi spuneți așa în comentarii dacă v-a plăcut episodul și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!